opresc, dar avem patron de la FCSB la telefon. Bună seara, domnule Becali. Bună seara. Voiam să întreb că suntem, ne tot întrebăm și până la urmă totuși trebuie să întrebăm la sursă. Sunt două transferuri care patinează și nu mai ajung, pe care, care au fost anunțate chiar de dumneavoastră. Nghesama de la, din Africa de Sud. Știți ceva despre el? Nu știu. S-a pierdut? Nu știu ce spuneți. A spus că mai este un ortodox care s-a putea să-l luăm. Nu a spus că loc. Ăla e, da, ăla, așa. Ortodox, nu știu dacă e, dar e credincios, în fine. Dar ăla e Nghesama și l-ați luat? Dar nu-mi cea bar, nu mai am avut nevoie, pentru că fundaș dreapta, noi avem vreo trei. Păi nu era fundaș central? Păi de-a fundaș central l-am luat, dumneavoastră. Cine e fundaș central? Eu de unde să știu eu? Fundaș central l-am luat. Unul care se numește fundaș central. De unde să știu eu? Nume fundaș și prenume central. Păi ce, stau acum să memorez nume? Păi pe unii memorați, haideți că serios, pe unii memorați. Păi dacă îl cheamă Vasile, Gheorghe, Ioan, Maria... Nu. Păi scrie pe ei milioane care le dați domnul Becali, trebuie să-i memorați. Dar nu, dar nu să știu cum îl cheamă. Știu că doar viza a luat și nu știu cum n-a ajuns viza, adică firma care a luat viza din Olanda nu i-a ajuns încă, trebuia să fie și gata, dar e treabă contractului semnat, deci aia nu mai discutăm de ăla. De ce la vine? Stai să înțelegem. Dacă nu a ieșit viza până la urmă, vine sau a terminat? Dom'le, viza a ieșit, dar nu a... Nu știu ce să vă zic, deci nu mai vreau să discutăm de judecător care e al nostru. Ce mai vreți? Deci cel din Africa de Sud e al noastră, e luat doar... Gata, da, e jucătorul nostru, okay. Gata. Deci nu mai... Eu nu vreau să-mi prezentat de aia, că FCSB prezintă jucători, l-a prezentat pe Băluță. Nu l-am văzut pe Nghesama asta. Bun, Damian Djokovic a spus că de asemenea, că e ca și luat, că vine, că i-a făcut în ciudă lui Șumudică, unde e? Sau că va ambiționa și Mudică, pardon. A făcut astăzi vizita medicală. Tot așa știu, că a făcut vizita medicală azi. Deci putem să eu rezolv treburile și gata, ce știu eu. Aha, deci Damian Djokovic semnează. Semnează. Păi a semnat. A semnat. Va fi prezentat. E în regulă. Totul e... Nu știu eu acum prezentat. Era altceva. Când prezentam jucătorii, era altceva. Nu mai eram și eu altfel. N-aveam 60 de ani, mai tânăr. Nu mai vrea de acum stau să prezint jucătorii. Nu dumneavoastră, dăm, clubul. Mihai Stoica, păi sau cine stă? Dacă vrea să facă, să facă. Eu știu eu ce să fac. Păi pe Băluță l-ați prezentat. A fost... Păi bun, atunci l-a prezentat. Atunci. Am înțeles. Și fundașul central e cel adus de Mihai Stoica, un croat? Păi da, un croat, dar el a luat cu ăsta, s-a înțeles, nu știu cât, un an plus un an, și acum a zis, domnule, că nu, că da, nu poate să fie 2 ani. Și... Nu mi-aș greu dacă am vorbit un an, ne-am înțeles tot. Că acum, da, dar n-ar vrea, că ar vrea după 2 ani. Noi ne-am înțeles așa, așa dacă vrei să facem. Ce? Asta ce știu. Ce? A dat un răspuns? Adică, cum dar nu știu, el mi-e știe, pentru că nu mă mai interesează. Ah. El știe, el doar mi-a spus că n-a semnat astăzi, deși trebuia să semneze, n-a semnat că... Trebuia să fac un an plus un an și acum vrea 2 ani. Și nu acceptați 2 ani? Cum? Nu acceptați 2 ani? Păi da, știu, cum să facă 2 ani? Doamne, ferească-ne! Ce mai fac așa ceva? Vrei la FCSB, joci un an, ești apt, mai joci, nu ești apt, gata, te duci, la revedere, fiecare cu treaba lui. Uh-huh. Nu? Da, Sorescu, înțeleg că v-ați despărțit de el. Sorescu, bun jucător, e adevărat, ne-a ajutat, da. 900.000 au cerut polonezi. Atât era clauza de, de achitare. Uh-huh. Bun, da. Deci ați adus, l-aveți pe fundașul acela din Africa de Sud, care când i-a ieșit viza va veni, ca să sintetizez. Pe Damian Djokovic l-ați semnat vizită medicală. Da.
Urmează da. Probabil să fie prezentat, zic eu. Da. Pe Băruță l-a semnat și un croat a venit, vedeți dacă acceptă un an plus un an, bine, dacă nu, nu. Da. Și spuneați că mai vreți să luați ceva? Păi da, o să mai luăm încă unul, fundaș central neapărat, dacă nu vine ăsta croatul ăsta. Mm-hmm. Și dacă vine croatul? La 11 este adunare la ligă, dacă vor, bine, dacă nu, eu cred că vor să vrea. Așa ce am discutat în mare, acum zic dacă și fac. Ce adunare la ligă? Cu regulă. Cu regulă. La ligă facem o hârtie spre cunoștință. Deci noi nu rugăm pe Burleanu că el este slujitorul nostru. Și slujitorul poporului. Da. Așa e slujitor, președintele slujește. Da. Nu-i stăpân. Și noi este în slujba comunității pe care o reprezintă, asta spun. Corect, corect. Da. În slujba federației el. Și slujește federația, adică pe cine? Pe noi toți. L-am da. Spus pe el... L-au ales ei, care l-au ales, ca să slujească federații și da. Ligii. Și dumneavoastră l-ați ales, l-a ales toată lumea, fie. Nu l-am ales niciodată. Bine, gata, bine, l-am ales. Păi dacă e așa, vă spărați pe realitate, pe adevăr? Așa e. L-am ales eu. Păi nu dumneavoastră, reprezentantul dumneavoastră. Bine, domnule, l-am ales eu, gata. Nu dumneavoastră, reprezentantul dumneavoastră. Steaua, FCSB. Bine, reprezentantul meu. Bun, FCSB-ul l-a ales. Știu că vă enervează, dar ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul, nu știu ce, la mare. Dacă... Da, serios, credeți că are vreo șansă de reușită această inițiativă? Pe toți pe care au întrebat au început să râdă și au spus zero are șansă. Și prin studiu nimic. Nu vă va... Cine spune? Toți oameni, pentru că va intra în comitetul executiv, se va ridica... Dar nu intră în comitetul executiv nimic. Ce comitet executiv? Ia la cunoștință, e Burleanu, că noi, cei 16 cluburi, noi... Semnăm că noi nu mai jucăm cu jucători de U21 și trimitem să ia la cunoștință el care este slujitorul nostru. Măi, slujitorule, tu ești nebun, cum să fii tu stăpânul haide nostru să dacă tu ești două becali. Să ne calmăm, să vorbim civilizat. Nu, dar asta e nebunia nebuniilor. Adică toată lumea asta nu ți-e, băi, cum adică unul care slujește nouă, ne comandă nouă ceea ce nu vrem noi? Cum să fie așa ceva? Bun, dar să știți că într-o societate și într-o țară sunt legi care nu convin tuturor, dar trebuie să le respecti. De exemplu, unii ar vrea să, nu știu, să poți să treci pe roșu. Da. Nu se poate. Păi da, dar aici are dreptate domnul Becali, că nici nu producem cu regula asta. Mai mult am produs am fără înțeles, regula asta da, și toate țările din lume n-au regula asta. Okay. Eu vreau să văd cum se va întâmpla chestiunea asta. Cine face legi? Noi facem legea asta. Am înțeles, ok. Și facem legea asta. Am înțeles, dar nu puteți să faceți o lege, domnul Becali. În federația, în orice federație, există niște legi care sunt votate de un comitet executiv, sunt aprobate, votate. Nu, domnule, nu e așa. Ce poate să facă? Dar cum e? Știți dumneavoastră că e altfel? Nu trebuie să treacă prin comitet executiv și să o voteze? Cum se poate? Niciun comitet executiv, 16 cluburi semnează, nu vrem să jucăm cu noi, suntem stăpâni. La revedere, hai pleacă comitetul tău executiv. Nu te iasă comitetul bine, asta am înțeles, dar astea sunt răbufnirile dumneavoastră. Adevărul e că... Dar nu răbufnirile astea, e adevărul. Nu că și dacă nu va face asta, ce veți face? Ce dacă nu-l face? Ce comitetul? Și cine întreabă pe comitetul executiv, domnule? Noi suntem 16 și noi nu jucăm cu 21. Noi trebuie să respectăm regulile astea. Noi poate să ne impună federația să respectăm regulile FIFA și UEFA. Da, și regulile interne pe care le stabilesc. Regulile interne pe care le vrem noi, regulile care le votăm noi, 16. Păi bun, dar ok. Bun, face scrisoarea asta, nu mai intru că înțeleg. Nu mai faceți pe... cum să spun eu, nu știu cum să nu jim, nu mai faceți fără, vezi, Doamne, că n-aveți mică, aveți minte să gândiți atâta lucru. Că 16 oameni vor să facă ceva și... Ok, am înțeles. Ce 16? Să zicem că sunt 16. Nu o să fie 16, o să vezi, dar să zicem că sunt 16. Trimite scrisoarea și ei noi au în considerare. Și ce faceți? Nu știu, care, ce ne interesează pe noi? Păi vezi fi sancționați în momentul în care... Noi nu le trimitem lor să o ia în considerare. Noi o luăm spre știință, o trimitem lor. Dar sunt obligați să o ia în considerare. Hai, cum să ce? Sunt obligați să o punem la aplicare, să o ia în considerare, dar să schimbă regula lui. Ba nu, stai puțin, să ne înțelegem. A, e schimbată, gata, am înțeles. Regula în comitetul executiv
Când și este vorba de echipele din primul dacă vorbiți un peste altul meu, stai puțin, domnul Becali. Când eram în comitetul executiv, dacă se discuta o regulă referitoare la primul eșalon, primul eșalon vota. Ceilalți zicea... Aia doi. Nu, cei care erau membri cei doi reprezentanți. Cei care erau membri în comitetul executiv. Dacă unul da și nu bani, ce făceau? Noi regula, venim cu hotărârea tuturor președinților de club. Bun, deci am înțeles. Așa e, gata, e clar. Am priceput așa, va fi. Deci din prima etapă nu mai jucați cu jucători sub 21. Noi nu cerem ceva federații. Noi doar îi trimitem o hârtie să ia act, adică să ia la cunoștință că nouă nu ne mai convine această regulă și că noi nu mai punem jucători de U21. Gino Iorgulescu știe, cei de la Ligă știu? Să facă el Burleanu echipe 16 echipe de fotbal și să pună el jucătorii lui de acasă la el, pe banii lui. Am înțeles. Gino Iorgulescu știe, președintele Ligii? Știe, susține și președintele Ligii, dar ce să facă președintele Ligii, domnule? Nu știu, președintele Ligii. Păi și dacă e ce? Primește ordin de la noi. Ok. Am înțeles. Când 16 cluburi semnează, stă drept președintele Ligii. Numai să nu fie un care încalcă regulamentele și fac și UEFA. În rest tot, drept și președintele Ligii și al federației. Deci gata, e rezolvată. I-ați trimis-o? Drept, amândoi! Am înțeles. E rezolvată, nu mai jucați cu jucători sub 21 de ani, gata. Și zice așa, trăiți? Așa domnul Becali, gata, domnul e clar, Becali, nu mai gata, vreți așa. Să intrați în rândul echipelor europene. Niciuna n-a o asemenea regulă. Sigur. Nici o țară nu există o asemenea regulă. Hai să spun. Poate să facă, dacă vor, ca în Ungaria. Federația Ungară plătește cluburilor care pun, dacă vor să nu vor să pună, nu pun, dar dacă pun, le dă bani. Da, așa este. Așa e, așa e în Ungaria. Dar vedeți că nici fotbal feminin n-ați vrut și până la urmă trebuie să aveți. Noi vreau minte, domnule, noi nu avem minte. La noi vine unul și spune, bă, mă comand eu, băi, unde mă tu te trezești? Ilie Dumitrescu v-a spus că dacă nu era regula asta, nu-l vedea niciodată pe Man cu 13 milioane sau cât l-ați vândut. Dar nu are nicio legătură asta. Man, ce a jucat Man, că era regula. Da, da. Man a zis, nu avea treabă cu regula cu Man. Păi Man, vă spun eu, nu juca atunci când nu era regula, că mi-e Helmut Ducadam aici, martor, că tot spunea jucați-l pe Man. Man, știi când și-a câștigat el dreptul el în echipă? Când am jucat, de i-am întors pe aia, nu știu, de-a dat el o deviere. Ok. Am jucat, și-a dat el o deviere și-a dat și un gol. Atunci și-a câștigat el dreptul de titular în echipă, dar Man era că tot. Da, apropo de, înțeles, apropo de federație, n-ați vrut fotbal feminin și v-a obligat să aveți. Vedeți că sunt lucruri pe care nu le vreți, dar sunteți obligați. Nu, stai puțin. Da. Dacă, de exemplu, dacă ei, acolo e o chestiune că îi pune UEFA, FIFA, că domne, că să avem fotbal feminin, dar nici aia nu îi impune. Dar e ca să spun un lucru. Alta e că dau 5.000 de euro și aici sunt de acord să dau bani să mă lase în pace. Adică când trebuie să dau bani, dau și, de exemplu, am propus pentru mâine loc, ce aia, locul 3, joacă 7 cu locul 3. Îți dai seama ce nebunie a lumii? Și noi propunem mâine, bă. Adică vorbiți astăzi, să înțeleagă tot, vorbiți despre barajul pentru Europa, ultimul dintre ele, ca să stabilească ultima echipă care merge în cupele europene. Da. Și locul 7 joacă cu locul 3. Și atunci noi am spus așa, ca să fie toate cluburile mulțumite, noi o să propunem mâine, noi, adică cu cine am vorbit. Ca noi cei să dăm 400.000 la locul 7 primă și la locul 8 200.000 și să scadă de la echipele din play-off. Păi sunt de acord, credeți toate echipele sunt de acord cu asta? Da. Păi nu. Păi noi propunem noi, votăm noi la ligă, noi la ligă aia 16 și spunem că suntem de acord ca locul 7 să ia, că el vrea să fie atractiv. Aici poate are și el dreptate, domne. Să fie atractiv, că vrea dreptul de televizare cu Orlando, că este el prieten cu Orlando, înțelegi? E prieten bun el cu Orlando, bine mai să fie atractiv fotbalul. Și nu putem să luăm votul, de ce? Pentru că echipele mici nu le convine. Și atunci, ca să le convine și la echipele mici, bă,
vreți să luați 400.000 locuri 7 și 200.000 locuri 8, că și așa e greu în cupele europene. Dacă aia nu cred că o putem să o votăm. Pentru că e interes la mijloc. Dar aici așa și pe cluburi n-ar nimeni interes în joace, adică poate cade. Bine, o să vedem ce o se întâmplă. Dumneavoastră ziceți că e rezolvat, o să spun ce am vorbit. Da. Dacă mâine sunt de acord, o semnăm hârtia, o trimite și gata. Primele trei meciuri, că așa e convenția. Primele trei meciuri nu pune nimeni jucător de U21, chiar dacă l-ai. Că mie mi-a zis rătoarul, păi ce fac cu Bayram? Bă, după trei meciuri îl bagi, a, bun atunci. Și trei meciuri nu joc cu el. A, și luați dar amendă ca să nu fiți suspendați cu depunctare sau cum? Ce depunctare, mă, cine depunctează? Nu există depunctare dacă nu folosești jucătorul. Cine să depunctezi? Îl depunctăm noi, păi îl luăm de acolo, merge de la federal, bă, pleacă de aici de Dumnezeu, ne-a săturat de tine. Vă dați seama cât de vesel sună toată asta, că sunteți, el e slujitorul dumneavoastră în condiție în care el a fost votat cu unanimitate de voturi. N-a fost votat. Și fără nicio abținere. Păi așa a fost. Și fără nicio abținere. Păi Ceaușescu, Stalin și cu ăsta și cu Putin, cum a fost votat? N-a fost votat cu unanimitate Ceaușescu? Nu, nici măcar ei. Dar nu asta e problema. Ideea este că faceți o revoltă. Domnul, credeți domnul că e slujitorul nostru un om care domină fotbalul într-un fel sau altul. Un om este votat. Dar acum ne apucăm să vorbim de tiranie. Nu, de tiranie. Dar domnul nu știu prin ce noi. Nu mijloace tiranice. Că nu obligă pe nimeni să facă nimic. Tiranice sunt. Atâta timp că nu e competiție corectă. Și când eu cu banii dau mingi cu tare, tricouri, cu gazon, cu tare, porți, cu tare și... Bun venit în lumea fotbalului. Așa se întâmplă de când lumea. În tot felul păi dacă se întâmplă de când lumea, asta eu mă supun că n-am ce face. Dar unde pot să fac, fac. Să vedem dacă sunt bărbat să țină de cuvânt mâine. Asta e o altă mare întrebare. Să vedem. Să vedem că s-ar putea să fie și trădător. Înțeleg? Clar. Fii sigur de asta, nu zic. Eu zic să contați pe asta foarte mult. Să luați în considerație. Serios de tot. Hai să vorbim și cu pace. Hai să vorbim și cu pace. Întreb eu pe Burleanu acum. Bă, băiete. Dacă îl întrebați așa, ați pierdut din start. Nu mai e dialog. Nu, dar întreb eu. Păi băiete îl întreb, că aia copil față de mine. Înțelegi? Bă, băiete. Pentru ce nu-ți vezi de treaba ca să ne lași în pace, să ne facem noi fotbalul nostru, că nu poți să ne obliști. Noi nu vrem asta, tu ne obliști tu. Nu vrem asta. Cum să ne obliști tu să facem ce nu vrem noi? Mm. Și aici pe oameni. Ai ceva la cap? Dacă ai ferește, nu mai spuneți chestia aici asta, că nu sunt civilizat. Păi, okay, dar numai un om care are ceva la cap. Nu, un om care are alte idei, nu are legătură. Are la cap alte idei. Nu vrea să facă, sau bine, vrea să facă ceva ca ce nu face nimeni în Europa. Gata, nu i-a spus de 50 de ore. Păi, dar ai spus să rețină asta. Dacă nu face nimeni, de ce să facem noi? Și așa n-avem rezultat. Am înțeles. Bine. Am înțeles. O să vedem mâine. Mâine e comitet executiv. Bă, copile, vezi, bă, trată de treaba ta, mă, copile, lasă-ne în pace. Bine. Și să duci. Sunt convins că veți avea un mare succes cu asemenea abordare. Mulțumesc, domnul Becali, pentru intervenție. Nu e copil, ce e copil față de mine? Toată lumea matură nu este copil, sunt domn, doamne și așa mai departe. Cred. Nu e copil. Am înțeles. Când este domn, doamne. Bine. Nu mai vreau să spun la mulțumesc pentru intervenție. Lor, o seară bună. Când au făcut ceva în viața lor atunci. Am înțeles. Când te bagă securitatea pe funcție, nu domnul mai... Domnul Becali, mulțumesc pentru intervenție. Vă mulțumesc. O seară bună. Domnul să te ajute și ție. La revedere. O să luăm